Bună ziua! Se scumpește apa, ce părere aveți? Foarte prostă. Deoarece salariile au scăzut, traiul este tot mai scump pe zi ce trece, rata șomajului urcă, locuri de muncă nu prea avem, foarte, foarte prostă. La fel, salariile sunt foarte mici și nu te poți descurca cu venitul pe care îl avem. Bine. Proastă, dacă se scumpește. Și gazul și lumina. Scumpește nicio apă, mă copil, vine seceta, de aia se scumpește apa. Mă abțin. Foarte rău. Pensia s-a micșorat cu 30% și acum apa și toate cheltuielile majorează. Nu știm de unde să mai plătim. Foarte bine. Ce părere să am? Proastă. E rău de tot, e jal, nu că e rău, e ceva de nesuportat dacă mai scumpești și asta. Dacă restul e scumpit, înseamnă că asta e groaznic. Dar deci nu avem ce face, nu știu. Foarte proastă. Cine are bani plătește, cine nu are, nu plătește. Da, bă, ce părere, că nu putem face nimic. Asta e capul lor. Așa fac cum ei vreau. Și aici au tăiat apa la 3, la 5 blocuri astăzi, în Păci. Până nu se înnoiesc contractul, nu le dă apă. N-avem ce face, asta e viața, care ne bat joc de noi, cum vreau ei. Nu știu, la noi pe Sărmașa este apă direct de la sondă, curge, e foarte bună, nu beau de la robinet. Restul fântâi artezian acolo pe Sărmașa. Părere foarte rea. Nu-i bine dacă îți scumpește, nu? Nici o părere bună. Părere foarte rea, să știți. Pentru că ne-am pus apometrii care, știți destul de bine, ne-au costat foarte mulți bani în vremea aia, montat apometrilor, autorizat, tot și până la urmă să le luăm, să le aruncăm la gunoi, aruncăm banii noștri din casă. Nu-s de acord deloc, să știți, cu părerea domnului Zaharia, îmi pare rău. Foarte era, proastă. Pentru că noi în țara asta nici apă de băut, măcar că suntem țara în Europa asta, care avem ape minerale, știe toate, și să nu avem măcar nici apă de băut la ora actuală. Eu am crezut că după 21 de ani se va schimba ceva în țara asta. Dar văd că merge spre tot în jos. Nu știu ce să zic, ce se va întâmpla mai departe, dar noi din generația asta, cum am și eu 59 de ani, ne-am sacrificat foarte mult să aducem țara asta spre bine și am ajuns într-un hanehal la ora actuală. Oamenii suferă de 10 ori mai mult ca și în epoca alaltă. N-am nimic cu, dacă cineva crede că în România asta e o democrație adevărată, se înșală.